Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Mărturisirea lui Slater Kolu a venit de la Halil Brahim Ceyhan, frumosul actor din serialul Emanet. În timp ce mulți fani au susținut-o pe Slater Kolu, care a părăsit serialul Emanet cu o decizie bruscă, unii dintre fanii ei au reacționat și ei. Partenerul său din serial, Halil Brahim Ceyhan, nu a vorbit niciodată pentru Sla. Pentru că spectacolul continuă. Dar toată lumea știe că îl susține pe Silas. Halil Brahim, care este în perfectă armonie cu Sla, știe că, chiar dacă va veni altcineva, nu va avea la fel de succes ca Sla și ratingurile serialului vor scădea. Din acest motiv, încearcă să-l convingă atât pe producător, cât și pe Sla să revină în serial. Zvonul că Halil Brahim s-a întâlnit cu cercul său apropiat despre Silas și a făcut o mărturisire a ajuns pe agenda revistei. S-a spus că fără Halil Brahim Sla, serialul Emanet nu va avea mare succes și că, chiar dacă serialul va continua, viața lui nu va fi lungă. Această mărturisire a lui Halil Brahim Ceyhan pare să fie pe ordinea de zi de multă vreme. Cum va reacționa Sila la aceste cuvinte? Se va convinge și se va întoarce în spectacol. Totul va deveni clar în curând. Deci, ce părere aveți despre această mărturisire a lui Halil Brahim? Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! La revedere!